Se consideră că aproximativ o treime din viață este petrecută dormind, iar somnul de calitate inferioară poate avea efecte negative asupra sănătății. Pentru majoritatea oamenilor sănătoși, partea pe care se doarme nu pare să afecteze starea de sănătate a organismului. Cu toate acestea, anumite poziții de somn pot fi mai bune pentru femeile însărcinate și pentru persoanele cu anumite afecțiuni medicale. Specialiștii din domeniul medical raportează că, în general, somnul pe spate este cel mai bun pentru sănătate, dar doar 8% dintre oameni dorm în această poziție. S-a observat faptul că dormitul pe spate menține gâtul și coloana vertebrală într-o poziție neutră, ceea ce reduce presiunea și durerile în aceste zone. Dormitul dorsal este de asemenea cea mai sigură poziție pentru nou născut și pentru sugari. Conform studiilor, bebelușii care dorm pe spate au mai puține șanse de a deceda ca urmare a sindromului de moarte Subită. În ciuda acestor lucruri, somnul pe spate poate pune în unele cazuri în pericol sănătatea unei persoane, așadar persoanele însărcinate sau care suferă de anumite boli ar trebui să adopte alte poziții în care să doarmă. Femeile care se află în stadiile incipiente ale sarcinii pot dormi în orice poziție se simt confortabil, iar acest lucru va fi sigur. În etapele ulterioare, femeile însărcinate vor trebui să doarmă pe o parte. Dormitul pe burtă sau pe o parte este recomandat atunci când există vărsături frecvente. Nu există Există dovezi care să indice faptul că o anumită poziție de somn ar fi ideală pentru afecțiunile cardiovasculare, totuși se indică poziții confortabile și odihnitoare, deoarece un somn de slabă calitate ar putea afecta sănătatea inimii în timp.